În ședința Consiliului Local Roman de joi 30 martie, pe ordinea de zi, se regăsește un proiect care prevede aprobarea documentației de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Roman, în vederea amplasării de panouri publicitare. Evident, vorbim despre terenurile de câte un metru pătrat, ale căror licitații s-au oprit în ianuarie 2022, în urma unei contestații depuse de către unul dintre participanți, pe motiv că documentațiile aferente organizării acestor ar fi prezentat mai multe anomalii. După ce subiectul a fost tărăgănat mai bine de un an, în cele din urmă 9 astfel de terenuri se pregătesc să treacă prin această procedură, din cele 70 existente în tot orașul. Edilul Romanului a declarat că aceste terenuri vor fi scoase la licitație pas cu pas. S-au pregătit documentațiile, da, pentru un set de, așa cum v-am zis, nu putem intra, că sunt foarte multe, da. Și atunci, pentru a putea fi eficient, s-au luat pe seturi. După ce în perioada anterioară s-a stabilit cadrul legal, în acest moment au fost identificate primele astfel de locații, posibile astfel de locații, care în momentul de față nu mai dețin contract valabil și care pot fi scoase. Pentru acelea s-au luat pe străzi, să zicem, sau s-au luat anumite zone și s-a propus spre avizare alături de documentația aferentă care trebuie să fie la fiecare obiectiv în parte. Chiar dacă este un obiectiv mic, ele sunt cumva asemănătoare, așa e procedura. Legislația s-a complicat în ultimii ani după apariția noului cod fiscal. Sunt anumite lucruri care se fac într-o procedură mai anevoioasă, inclusiv dacă ați observat și concesiunile. Toată lumea era învățată înainte, a depus o cerere pentru o concesionare și fie ea și directă. Următoarea lună intra în Consiliul Local și se aproba imediat. Ei, acum nu mai este acest circuit, să zicem, mai simplu, ci o cerere urmează mai multe etape de avizare și mai multe autorități, stând chiar luni întregi până la ultimul aviz pentru a intra în Consiliul Local. De aceea... Și prețul s-a modificat, sigur, că am văzut. Prețul s-a actualizat conform noilor evaluări. De la 6 euro pe metru pătrat pe an e 120 de lei, am văzut. Deci cumva s-a triplat. Acum nu sunt neapărat sume semnificative direct, pentru că și suprafața este mică. Suma care e mai consistentă este cea a contractului de publicitate, acea cotă care revine administrației publice locale din contractul de publicitate. Am înțeles. Deci acolo este, de fapt, venitul mai consistent. Cât la sută e? 10% parcă, din contractul de publicitate, care îl are deținătorul de panou, revine primăriei. Și atunci acolo putem considera că e o sumă mai importantă pentru... Așadar, și celălalt tarif, bineînțeles, a fost actualizat pentru că era de mult, era vechi și, bineînțeles, așa cum toate sunt... Și pentru că dacă e și cerere, atunci să putem aduce un venit mai consistent la bugetul local, că avem nevoie. Un panou publicitar amplasat într-o zonă bună a orașului poate aduce câștiguri de mii de euro firmei care l-a închiriat și doar câteva zeci de lei primăriei. Asta, bineînțeles, excluzând această cotă de 10% din contractele firmelor care concesionează aceste terenuri, care, conform declarațiilor edilului Romanului, ar intra în bugetul municipalității.